Clădirea Cecului Vechi, cum este cunoscută pentru teleormănene, a devenit ring de lupte pentru adolescenții din județ. O latură a clădirii este mai puțin frecventată și deci mai ferită de ochii trecătorilor. În numai o săptămână, două filmulețe în care două fete se bat au apărut pe internet și în cea de-a doua postare o elevă este lovită și jignită. Este vorba de două tinere, una în vârstă de 14 ani, iar cealaltă în vârstă de 15 ani, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că acestea au întrerupt cursurile unităților de învățământ pe care le frecventau. Cele două postări au ceva în comun, faptul că scenele violente se petrec în același loc, în zona clădirii Cecului Vechi. Instituțiile de ordine publică din Alexandria spun că, deși au echipaje puține, încearcă să acopere toate zonele cu probleme din municipiu. Poliția efectuează zilnic activități de patrulare în zona unităților de învățământ, precum și în zona adiacentă a acestora, tocmai pentru a preveni și a stopa fenomenele de acest gen, dar acestea încă mai există, dar totuși sunt cazuri izolate. În baza planului comun de acțiune, jandarmitelor români desfășoară zilnic misiuni de patrulare în zona instituțiilor de învățământ din municipiu, dar și pe străzile adiacente. După apariția în presă și pe internet a cazurilor de violență și după identificarea zonei, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Telorman a luat hotărârea de a spori supravegherea. Ca urmare a incidentului produs între cele două fete din instituțiile de învățământ din municipiu, conducerea Inspectoratului nostru a dispus intensificarea acestor măsuri. Tinerii alexandreni spun că nu sunt de acord cu violența și că fetele bătăușe ar trebui sancționate. Nu pot să zic că mi-este teamă, dar totuși trebuie să se ia niște măsuri. Fetele aici din Telorman cam se bat mereu. Cu sau fără prezența jandarmilor în zona, adolescenții din Alexandria vor continua să-și petreacă timpul în zonă, așa cum s-au obișnuit de foarte mulți ani.